Regele ajunse pe o cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea aceasta era cotită și închisă de amândouă părțile de râpe foarte înalte de jur împrejur și pe unde această cale era mai largă, acolo valahii în mai multe locuri o întăriseră împrejur cu prisăci. Iar regele și ai săi, negândindu-se în adevăr la așa ceva, mulțimea nenumărată a valahilor sus pe râpe a alergat din toate părțile și a aruncat săgeți asupra oastei regelui, care se găsea în fundul unei văi adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curând un fel de corabie strâmtă, unde, din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni cai și ostași cădeau din toate părțile în luptă, căci, din pricina urcușului prăpăstios din acea vale, nu se putea sui în contra vlahilor pe niciuna din râpele de pe amândouă laturile drumului, nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind făcute acolo prisăci, ci erau cu totul prinși ostașii regelui ca niște pești în mreajă. Cădeau tineri și bătrâni, principi și nobili, fără nicio deosebire, căci această tristă întâmplare a ținut mult, de la ziua a șasea săptămânii până la ziua a doua săptămânii viitoare, în care zile soldații aleși așa se izbeau cum se clatină trestile de vânt. Și a fost aici un cumplit dezastru, căci a căzut o mulțime de ostași, de principi, de nobili și numărul lor nu se poate socoti. Cadavrele tuturora, atât ale fețelor bisericești, cât și ale nobililor laici, acolo, pe locul luptei, așteaptă vremea de apoi a învierii celei de obște. Și nici măcar cei mai de aproape ai lor n-au putut, din cauza năvălirii dușmanilor, să găsească pe cei scumpi ai lor, pentru ca înșiși să-i îngroape. Dar vlahii au dus mulți prizonieri, atât răniți cât și neatinși, și au dus foarte multe arme și haine de preț ale tuturor celor căzuți, și bani în aur și argint, și vase prețioase, și brâuri de sabie, și multe pungi cu bani, și mulți cai cu șele și cu frâne, cu toate le-au luat și le-au dus la Basarab voievod. Iar regele își schimbase semnele armelor sale cu care s-a îmbrăcat de Sev, fiul lui Dionisie, pe care, crezându-l vlahii a fi însuși regele, l-a omorât cu cruzime. Și însuși regele de-abia a scăpat cu câțiva inși, căci au stat împrejurul regelui ca niște ziduri de piatră, ostași care erau în serviciul personal al regelui, care primeau asupra lor toate loviturile de sabie și de săgeți, numai să scape regelui viața de loviturile morții. Numărul vlahilor uciși acolo de unguri, numai judecătorul priceput din infern a putut să-l socotească. Regele însă, după această întâmplare, a venit la Vișegrad. Într-un cuvânt, cu toate că ungurii au purtat războaie foarte mari și foarte crâncene, totuși, aceasta li s-a întâmplat și lor, ca nu cumva să se sumețească de mulțimea victorilor sau, cel puțin, să fie pedepsiți pentru îngânfarea lor de mai înainte.